Yo, what up? Bine m-am regăsit la un nou videoclip de Clash Royale, de când am filmat în Clash Royale. Adică, nu știu, cred că am foarte mult timp, oricum, nu știu cu exactitate. Sper din tot sufletul să apreciați acest clip, că apăsând butonul de like să strângem noi, nu știu, un număr foarte mare de like-uri pentru revenirea mea în Clash Royale, pentru că am început să mă rejoc și am găsit un deck. Am făcut 2762 de trofee în total și ar trebui să dau și asta un pic mai tare. Sau este oprit sonorul din joc? Cred că e oprit din joc. Hai că și muzica e interesantă în jocul ăsta. E bine, cum am și spus, astăzi ne vom juca niște Clash Royale, sperând să vă placă. Și eu am o rugăminte foarte, foarte mare la voi. În caz că doriți, desigur, să-mi dați și mie un cont. Cine are conturi? Dacă aveți vreun cont în care eu pot face acest opening, nu știu, vă strângeți voi aici acesturi și vreți să-mi dați mie pentru a face un acest opening pe YouTube, vă rog din suflet să mi-l lăsați jos, aveți linkul în descriere de la pagina mea oficială de Facebook sau puteți să-mi dați mesaj și pe profilul privat, eu am să mă uit, dar vă rog frumos înainte, când îmi trimiteți, trimiteți-mi o poză. Trimiteți-mi o poză așa să văd ce chesturi aveți sau dacă aveți gem și vreți să-mi dați să folosesc sau cum vreți voi, iar eu promit că o să fac un videoclip exact cu contul vostru în care am să deschid chesturile pe care le aveți pe video, deci promit chestia asta solemn. Dar nu uitați, vă rog frumos, deci puteți să-mi dați pe profilul meu personal și pe pagină. Hai să intrăm în pâinea acestui videoclip. Ei bine, am făcut eu câteva din astea, dar avem și niște gems băgate, vreo 74, și putem să jucăm niște Hog Rider Car Challenge, pentru că e destul de interesantă și am un deck super șmecher, asta e foarte tare, dar astăzi ne-am jucat Hog Rider Challenge. Mă rog, ați înțeles voi. Deci ne-am jucat challenge-ul ăsta și se pare că deja avem un pic foarte bun, îmi place foarte mult cartea asta și cred că aș lua logo-ul, îl luăm pe Hog Rider cu siguranță și Goblin Gang OP. Ok, se pare tipul a ales o singură carte până acum, să vedem dacă putem să facem, să vedem câte vom putea face în episodul de astăzi, hai să vedem cum ne vom descurca. Haide bro, ok, bun, a terminat cel de ales cărți. Hai să vedem ce avem în deck în momentul de față. Se pare că avem Fireball-ul, ceea ce e ok. Nu mă plâng, dar cine știe ce are el? Adică cred că are Poison-ul. De ce așa se dă Fireball cu Poison? Bun, o să încercăm pe partea asta cu Musketeer. Se pare că tipul are acolo o schemă. Eu o să mă duc pe partea asta, o să vedeți voi cum fac eu, cum îmi place numai mie. Boom. Boom. Boom, ok. Bun. Dă-i, hai. Oh my god, se pare că executioner-ul mi-a făcut praf mie hog-ul. N-am nicio problemă și primesc tot felul de notificări din astea de la mem-ului de la mine, deci Goblin gang? Ok, goblin gang, good job. Bun, iar acum o să punem un prins pe partea dreaptă, pentru că eu cred că ar fi destul de OP dacă am face da. Here we go, prince, good job. Bun, prințul nostru face praf la turnul acela, ceea ce e foarte, foarte bine. Să sperăm că putem să-l batem pe tipul ăsta. O să jucăm cât mai multe meciuri în clipul de astăzi, mai ales că acum mi-am refăcut și o faza cu două monitoare. Pot din nou să văd toată acțiunea exact cum se petrece ea. Spong! Let's go! Goblin gang. No! You fucking piece of shit. Bă, dar tot i-am dat damage, deci e ok, nu mă plâng. Oricum, da, mă rog. Bun, nu știu cum să-l facem, cred că îl batem pe tipul ăsta cu un prinț. Da, n-am ce să fac acelui. Ok, e bine, că prințul se ocupă de nebunul ăsta, iar turnul meu s-a ocupat de goblin, deci a fost perfectă chiar. Oh my god, nu, puteam să-i dau turnul jos. Ah, perfect, ce charge de final, perfect, și o să dăm un dolog pentru a-i sparge și al doilea turn, pentru că logul dă suficient damage pentru a sparge acel turn. Bun, și o să facem asta plus ăștia, hai să vedem cât de repede putem să-i spargem ăsta înainte să intre la noi. Da, îl spargem, dar da, ne dă și damage pe turn, ceea ce este nașpa, dar ce vrei, nu le poți avea pe toate. Bun, și o să pușăm pe partea asta cu un hog și tot pe partea asta cu un goblin gang, pentru că se pare că executionerul lui n-are nicio treabă cu noi. Deci goblin gang-ul meu este safe sau nu mai este? Nu mai este. Bun, o să punem un prinț pentru a îl bate pe tipul ăla că nu-l sufăr. E mult prea puternic executionerul. Cred că ar trebui să-și ia un nerf. Nu știu, asta e părerea mea personală. Bun, iar acum o să fac asta și o să-i dau log. Bun, nici măcar nu m-a atins. Ok, bro. Let's go pe partea aia. Goblin gang, hai. Oh my god, no. Ok, băcar l-am omorât pe tipul ăla. Hai să vedem dacă reușim să-i dăm damage-ul fatal. Îi dăm un lightning. Hai.
Un lightning, dar nu știu dacă reușim. Noi încercăm, încercăm, încercăm. Bun, îi dăm și un fireball. Pe mine nu mă interesează, poate să facă ce vrea, eu mă duc pe 3 stele, bro. Deci nu știu dacă pot să-mi fac cycle-ul, nu cred că apuc. Da, dar l-am bătut, GG, bun, primul match, 3 stele, 3 coroane, de fapt. 3 coroane, un match frumos de 3 coroane, mă bucur. Ok, sunt în clanul tău, nu e clanul meu, clanul meu s-a destrămat. Da, ok, adică nu prea eram activ, deci vă înțeleg și pe voi. Am făcut, în schimb, wizard-ul de level 7. Și am făcut și Furnace-ul de level 7 pentru că am văzut că scărzi destul de puternice. Hai să vedem dacă mai... Nu, nu se donează nimic în momentul ăsta. Nici eu nu pot să cer. Clanul e decent, adică eu s-al trei, e slăbuț. Dar e ok. Adică clanul e prieten, de fapt, de-aia am intrat în clanul ăsta. Bun, hai să vedem. Princess sau Musketeer? Musketeer pentru că bate Princesa mereu. Executioner-ul sau... Ok, Executioner. Pentru că dacă eu l-am, păi am dădea counter cu Princesa, ceea ce este... Bun, deci pe ăsta. Și dintre astea două, ăsta pentru a-i da counter. Oh my god, cred că tocmai am făcut un trade foarte bun. Nu știu ce trade a făcut el, dar trade-ul meu cred că e foarte bun. Hai să vedem acum cum ne descurcăm. Dar trade-ul meu este win for win. Ok. Bun, hai să vedem cum o duce el. Pe unde vrea să începem bătălia. Hai pe dreapta. Bun, hai că încep eu. Să vedem dacă mă va ataca pe stângă. Eu răs pe tipii ăștia care fac un... asta, da, mă așteptam la asta. E ok, e ok, that was easy. That was easy, mate. Nu mă așteptam la asta așa de ușor. Bun, hai să vedem cum ne vom... Ah, e ok, e ok. E clar, tipul e un căpiat. Ok, bun. Hai, executioner-ule. Da. Oh, not bad. Tipul ăsta e destul de puternic, nu mă așteptam să fie chiar atât de puternic, dar se pare că este. Bun, și o să punem un Dark Prince pentru a ne asigura că tipul ăla nu o să mai atingă mie turnul. Ok, se pare că... Dar el dă mult damage... Oh, no. Ok, prințule, dă-i tu damage acolo. Bun, prințul. Da, dar el îmi dă mai mult cu hog-ul. Ba, nu. Ba, da, mai dă mai mult. Ok. Poate prindem o rachetă și șmecheră. Asta ar fi genial. Dar nu știu cum va pune el cărțile. Se pare că n-are nicio treabă cu racheta mea. O să punem, în schimb, un muschetier pentru a-i elimina lui acolo... Prințesa asta. Cu care crede el că poate face ceva, dar nu poate. Ok, here we go. Hai să vedem. Dai una. Una. Ok, se pare că n-ai vrut să dai una. Mini pack, nu este nicio problemă, eu sunt obișnuit. În schimb o să încercăm un tombstone. O să încercăm un tombstone pentru defense. Pentru defense pe partea aia, pentru că pe partea aia e clar că turnul nostru este... Ok, l-am pus chiar bine. Ice Wizard? Blochează Ice Wizard, te rog. Bun, 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 bun. Bun, e ok. E ok că am scăpat de ăla și de ăla nu cred că o să dea bada două bucată dacă nu mă înșel. Dar îl punem pe Dark Prince pentru că n-am ce să pun, bro. Deci n-am ce. Ok. Da. I wasn't expecting for that. Și tipul ăla efectiv. Executioner, hai. Trebuie să facem un push masiv altfel. Altfel n-avem ce să facem. Deci mi-a omorât. For real? Ok, dă-i mini pega. Nu cred, bă, deci ce se... Oh my goodness, n-am nicio șansă să m-a bătut tipul ăsta, este clar. Are un deck atât de retardat și n-am cum să-i bat deck-ul ăsta lui. Pur și simplu, e un deck anti ce am eu. Se pare că a făcut un 3 mai bun decât mine. Asta m-am și zis că se poate întâmpla oricând. Ceea ce este destul de nașpa. M-a rupt cu 3-ul ăsta lui. Da. Dar nu-i nimica. Dar n-am ce să-i fac, efectiv a avut deck-ul mult mai bun. Și tipul ăsta, puternic, puternic, puternic. Nu știu, nu știu ce am avut de luat în detrimentul său. Dar se pare, cred că trebuia să-l iau. Da, oricum, destul de puternic deck-ul lui. A avut un 3 mai bun probabil. El a ales cărțile pentru victoria sa. Bun, hai să vedem, pentru că cărțile pe care le-am dat eu erau slabe, dar cred că cele pe care și le-a ales el singur erau mai bune. Hai să jucăm ultimul meci de astăzi, vom lua un Wizard pentru că iubesc să joc cu Wizul. Voi lua astea, îl voi lua pe Hogrider, Valkirița sau chestia e că tipul ăsta under counter. Dar eu cred că îl bat. I think I can beat the crap out of him. Hai să vedem dacă reușim. Mimi e useless, eu nu prea știu să joc cu el, dar... Acum vedem dacă el știe, adică e destul de bună cartea dacă știi să joci cu ea. Dar mi-a dat ăsta. Oh my god, e bine pentru că cu ăsta efectiv dau counter. Total. Inferno. No. No, 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 no. No, nu e bine.
Nu e bine deloc. Mai da mai mult decât i-am dat eu lui, pentru că s-a mișcat destul de greu lighting spell-ul, dar e ok. Ai fi vrut tu să-mi faci treabă, dar n-ai făcut. Aaaa, destul de puternic. N-aveam wiz oricum pentru counter pe partea stângă. Pentru că eu personal bănuiesc că m-aș fi apărat mult mai bine cu un wiz. Nu e nicio problemă, ok. Bun, hai să vedem. Lăsăm pe el să-și facă push-ul. Bun, eu o să dau un Ice Wizard pe partea stângă, pentru că vreau să mă protejez cu Wizzy. E clar că o să fac același lucru. Bun. Hai să vedem practic în ce manieră o să facă. Spong. Easy boy! Easy boy! Nu te pui cu mine? Hai să vedem. Hogrider pe partea aia și pe partea elaltă Wizzy. Hai să vedem. No, Hogrider mi-a făcut-o. Urăsc. Deci urăsc tactica asta. Urăsc, vă jur, tactica. I-am activat King Tower fără să-mi dau seama. Adică, gen, el l-a activat, practic, eu n-am făcut nimic. Dar m-a spart. Și pe partea aia mi-a pus un tăl și aia a fost. Nu a trebuit să se chinui prea mult. Bun, hai să vedem dacă reușim așa cu push-ul ăsta. Plus un Ice Spirit, cine știe. Bun, hai să încercăm. Hai, Valkyrie-o, dă-i cât poți. Da, Valkyrie-o, n-are ce să mai dea, mă, că are King Tower activat. M-a spart cu chestia asta, practic. Bun, o să punem Wiz-ul ăsta pentru a bate chestia aia de zboară. Destul de enervantă chestia aia de zboară, sincer. Bun, și ce să mai fac? O să încerc un Hog. Nu cred că are P.E.K.K.A, frate. Doamne, 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 doamne. Bun. Nu, no, că mi-o dă, mamă, cât de prost am jucat-o. No, fix când să pun Valkyrie-a. Ok. Am încercat pe ambele părți cu push. E clar. Mi-am luat-o, bun. O să încerc totuși cu un lightning. Dar nu cred că reușesc ceva. God damn it, son. Bine damage-ul, mi-a plăcut. Bun. Ok. Doamne, ce are el? Dote, n-am ce să-i fac. Bun, 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 bun. Bun, 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 m-am apărat, m-am apărat, m-am apărat. Ok, ok. Tot ce putem să încercăm este să facem un push din ăsta, așa, acum. Pe partea asta, pentru că n-avem cum mai multe stele. Bun, repede, repede, lightning-ul. E ok, e ok, am încercat. Like, ok. No, mamă, cât îmi dă, n-am cum. No, dude, no, 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 blochează. M-a bătut, ok. Păcat. Păcat, 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 da. Nu mai am chef să mai joc ce ultimul meci, pentru că e clar. Nu e de mine astăzi. A avut de cu bun. Vreau să vă mulțumesc mult de abonanții acordată. Sper să vă fi plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să spuneți în secțiunea de comentarii dacă mai vreți să mai filmez și să îmi lăsați conturi pentru ce stop opening-uri, vă rog din suflet. Eu am fost Alex Fazer, noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa.